În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioși părinți și frați, dreptăritori creștini, ne aflăm la o altă duminică din Triod, rânduială pusă de către Sfinții Părinți, în mod deosebit pentru a se arăta Sfintele Pătimit și lucrarea mântuitoare pe care Iisus Hristos a făcut-o pentru noi oamenii, începând cu jertfa de pe Golgota și cu Sfânta Înviere, Înălțare la Cer, iar noi să avem această pregătire, fază preliminară pentru momentele acestea deosebite prin care a trecut lumea întreagă. În duminica de astăzi, pe care dumneavoastră o puteți găsi în calendarul Bisericii Ortodoxe ca fiind duminica izgonirii de Adam din Rai, foarte mulți dintre preoți, dintre duhovnici, amintesc că începând de astăzi începe postul mare. Sau postul Sfintelor Pătimirii, sau postul Paștelui, cum mai este numit în popor. Din acest motiv se vorbește biserică despre această importanță a postului, nu pentru că biserica vrea să împovăreze cu ceva sau să pedepsească cu ceva, ci biserica caută să ajungă la salvare și la mântuire atât pentru suflet, cât și pentru trup. Din acest motiv și postul este post sufletesc și postul trupesc. Postul sufletesc, despre care sunt foarte convins, dacă ascultați emisiunile de radio unde se vorbește despre lucruri duhovnicești, se vorbesc lucruri despre cum trebuie omul să mântuiască, mai ales pe Trita sau pe ziarele editate de Eparhie și Patriarhie, o să vedeți că se pune foarte mare accent pe postul sufletesc, dar nu aș vrea să se ignore sau să se umbrească postul trupesc în niciun chip, pentru că reprezintă un act de voință și un argument practic pentru, în fața lui Dumnezeu. Postul sufletesc îl amintește chiar Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în Evanghelia de astăzi, Evanghelie pe care o găsim în capitolul 6, unde spune Mântuitorul că de nu veți ierta și voi greșelile afacerii vostru, nici Tatăl vostru cel Ceresc nu o să vă ierte păcatele. Deci postul sufletesc aici și are start pentru noi. Trebuie să fim foarte iertători. În această perioadă, aproape biserica ne impune să devenim foarte iertători. Să căutăm, în principiu, să eliminăm toate argumentele care ne opresc de această virtute. Din acest motiv, în multe din mănăstiri, după slujba vecernie, se face slujba iertării. Iar la această slujbă este obligată să participe toată lumea care este în obștea mănăstirii aceea, doar cei care sunt foarte îndrăciți sau foarte bolnavi psihic nu participă la această slujbă, sau nu iartă în momentul acesta pe care l-a impus biserica. Deci, de la biserică, noi prindem putere să mergem să iertăm. Noi trebuie să fim iertători în mod deosebit în această perioadă, pentru că Iisus Hristos a venit să ne ierte păcatele noastre. Un alt lucru sau o altă faptă sufletească sau pe post sufletesc este faptul că trebuie să depunem stăruință și acribie să nu facem rău aproapelui nostru. Deci în acest post nu se mai îngăduie sub niciun chip certuri în familie, certuri între colegi, certuri între vecini sau de pe stradă sau din sat sau din comună. Ești dator în acest moment să fii tu iubitor de pace și făcător de liniște și de împăciuire, pentru că așa îți cere biserica. Ăsta e un post sufletesc. Nu se cade pentru noi, în această perioadă, să ținem minte răul, dar mai ales să nu-l facem vădit sau dat, eu știu, în presă, în ziare, în bârfă, în cleveteală. Răutățile trebuie să piară în acest moment al postului. Nu trebuie să îngropăm în cele mai mari străfunduri pe o persoană care a greșit. Iar dacă într-adevăr a greșit, noi acum trebuie să căutăm să oferim compasiune.
De aceea și Mântuitorul spune că în temniță a fost și a venit la mine. Cel care a fost în temniță, sigur, a fost băgat acolo pentru un motiv. Dar noi trebuie în momentul acesta al postului să îl ajutăm sufletește. Nu să-l ponegrim sau să-l doborâm de pe acest temei. Vedeți și frățiile voastre că la noi în țară toată lumea aceasta politică caută tot felul de argumente, legi, decrete sau altfel de metodologii să ierte pe cei care au delapidat, au eludat legea, au furat sau au pierdut. Știți că biserica așa se spune că omul care fură este iertat de păcatele lui atunci când le întoarce înapoi. Lucrurile furate. De aceea se poate lua exemplu bisericii pentru toți care sunt acum în închisoare. Cei care sunt în închisoare acum pot fi iertați și scoși afară cu o condiție. Să întoarcă înapoi ce au furat și să facă pocăință, să le pară rău, să înceapă viața de la zero, să se dea exemplu exact cum zice Mântuitorul în Evanghelie. E, așa mai zic și o iertare care se poate da în țara aceasta. Altfel, doar vorbim. Un alt mod de a arăta postul sufletesc este că mulți de creștini, și poate frățile voastre vedeți, unii dintre alții, creștini care au atâta evlavie că în postul Sfintelor Patii se duc cu pomenicile pentru cei adormiți pe la mănăstiri. Pentru că știu că în această perioadă se citesc foarte multe psaltiri și se fac foarte multe litii la morți. Deci a te îngriji pentru cei adormiți este tot un post sufletesc la care noi trebuie să recurgem. Că vor veni zile când și noi o să ne ducem într-o groapă și poate așteptăm și noi acolo rugăciunile bisericii. Și mai ales rugăciunile când se fac în postul mare. Postul trupesc este de asemenea foarte important. Pentru că trupul este templul a Duhului Sfânt. Așa ne spune Sfântul Apostol Pavel. Este foarte important ca acest trup să fie trecut prin prisma postului. Nu este o pedeapsă. Cei care sunt credincioși și care merg la biserică știu că acest post nu este pus spre pedepsire. Mai ales cei care au un duhovnic bun își rânduiesc postul foarte bine, în așa fel încât să nu supere pe Dumnezeu. Postul, știți că, după cum zic și medicii, mai curăță trupul de toxine. Iar după cum zic duhovnicii, mai curăță trupul de patim. Când ești vegetarian, nu te mai lupta așa de un patim de trupești, nu te mai împlinire nervii ăștia de a te supăra repede și nici ranchină nu ai și nici vorbăreț nu ești. Postul trupesc ajută foarte mult la o liniștire. Cum ar fi de dorit în toată lumea aceasta să fie liniște între popoare, liniște între partidele politice, liniște în sufletul nostru și mintea noastră, liniște și la spitalele de nebuni, liniște și la bolile psihice de acolo din clinicile specializate pe domeniul ăsta și postul foarte mult ajută în privința asta. Este foarte adevărat că există în lume un motiv mic, a zice, lovit de mediocru, când oamenii postesc ca să mai și slăbească. Îndemnul meu este, măcar așa, țineți-l. Țineți acolo post vegetarian, să mai dăm puțin grăsimile de pe noi, să le dăm în lături și mai adăugați măcar spovedanie la duhovnic și duminica la biserică. Și așa Dumnezeu o să vă primească postul pe intenția asta. Dar măcar postiți. Nu vă mai luați după alte argumente și nu vă căutați argumente de a nu vă ține postul. Pentru că nu se cade nouă creștinilor ortodoxi să avem aceste atitudini. Mai ales că în zilele noastre sunt oameni deștepți, oameni din academii, oameni din guvern, oameni din pături politice, unii dintre ei chiar postesc. Iar după cum am văzut la noi în țară, instituții foarte mari care au cantinele lor, știu că perioada aceasta se
se oferă și preparate din post. Nu mai este o rușine să spui că postești, decât dacă tu ești foarte slab în credință, să te rușinezi în credința aceasta. Dar poți să spui, da, eu am duhovnic și duhovnicul mi-a spus să postez. Este foarte bine așa. Să nu crezi că oamenii reduși mental, sau care nu au cultură, sau care nu au principii sănătoase de viață, nu ajung să afirme că este post. Mântuitorul spune că atunci când postești, să nu cumva să te întristezi. Așa facem și noi. Când postim, nu arătăm, vai ce greu este. Noi trebuie să arătăm că postul ne ajută din orice punct de vedere. Și folosul lui, pentru că vreau să vorbesc puțin și despre folosul postului. Postul ajută foarte mult în fața lui Dumnezeu că îți mântuiești sufletul ușor. Dar postul ajută foarte mult să-ți întărească rugăciunea și mai ales aș vrea să țineți cont. Postul la noi întărește foarte mult unitatea din biserică și mai ales țara noastră și pe români. Țara noastră poate fi salvată prin postul nostru care îl facem. Nu ești român dedicat, să știți că nici postitor nu poți să fii. Deci trebuie să avem în vedere și țara aceasta, pentru că vedeți câte tulburări nu sunt și câte vești rele nu aud. Mai ales că ceva îmi spune, părinte, vezi că se vestește că miroase a praf de pușcă, adică vești de războaie. Postul, să știți, dacă l-a ține toată lumea, Dumnezeu ar face pace și binecuvântare pentru mulți zeci de ani la noi. Gândiți-vă și la sufletul frăților voastre, în primul rând, dar gândiți-vă și la importanța și lucrarea bisericii și mai ales la țara aceasta și la românii din ea. Postul acesta trebuie să fie o mare armă în mâinile noastre. Ați citit acolo în calendar că este Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Să știți că a fost singurul argument prin care Adam trebuia să arate că are ceva respect față de Dumnezeu. Adică pune și el un fel de jertfă acolo. De aceea postul are atâta vechime de când a fost pus Adam în Rai. Și știți bine că dacă citiți capitolul Facere, capitolul 2, acolo zice în felul următor, că Dumnezeu i-a spus, vezi, din toți pomii raiului să mănânci. Dar ai grijă din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că negreșit vei muri. Vedeți cum a pus Dumnezeu problema? Parcă nici nu vrea să spună că omul ăsta a cunoașterii binelui și răului era în rai. Dar a zis așa, din toți pomii raiului să mănânci. L-a lăsat liber. Dar vezi, ai grijă la pomul acela. Pentru că în momentul când vei cunoaște binele și răul, nu ai putere să alegi doar bine. Iar acest pom, în mod figurat, este și se va da până la sfârșitul lumii pentru fiecare dintre noi. Orice om de pe fața pământului, în viața lui, este pus în fața acestui examen. Să guste din pomul binelui și răului. Iar uitați-vă dumneavoastră numai ca un exemplu practic. Internetul, aș putea spune eu, că este pomul binelui și răului. Câți dintre oamenii care privesc pe internet, oare câți dintre ei, o fi în lumea aceasta 0,001% care de pe internet au văzut numai și numai cele bune? Eu vă spun că aproape nu. Oricare dintre noi care a privit pe internet a scăpat ochii și în mizerii, a auzit și lucruri necuvincioase și și-a întinat și și-a pătat sufletul. Cine a citit viața Sfântului Valeriu Gafencu, el chiar spunea lucrul acesta. Doamne, ia-mi libertatea care îmi robește sufletul. Ați auzit de Sfântul Valeriu Gafencu, care s-a născut în anul 1921, a murit foarte devreme, în 1952, avea să plece la Domnul. Părinți foarte credincioși, tatălui a fost deputat, a votat pentru România cea mare. Pentru că a votat lucrul acesta, l-a costat
viața și libertatea. Pentru că în 1940 avea să fie dus în Siberia și acolo omorât. Iar Valeriu, exact după un an de zile, și l-a arestat și băgat în închisoare la Iud, la Pitești, unde și apoi după ce s-a îmbolnăvit foarte grav la Târgu Ocna, atât de grav s-a îmbolnăvit încât boala i-a curmat viața. Și știți bine câtă jertfă a avut acest sfânt, dar câtă jertfă a avut încât medicamentele lui le-a dat unui evreu, care deja era de religie creștină, dar le-a dat lui, să se facă el sănătos. Și mai ales că Valeriu Gafencu, în închisoare, a avut revelații repetate ale Dumnezeu. El a contemplat energiile necreate ale Duhului Sfânt. A avut o foarte mare legătură cu Dumnezeu. De aceea și la sfârșitul vieții, când s-a apropiat ceasul, a știut momentul. I-a și rugat pe camarazii lui, care fusese rășeni în mișcarea legionară, să-l îmbrace cămașa albă și pentru că nu aveau voie cruce, să-i pună crucea în partea dreaptă din gura lui. Pentru că vrea și el să aibă o cruce la capul lui. Ei, așa au fost oamenii aceștia care sunt foarte denigrați în mișcarea legionară, cu decret, dacă vorbești despre gata, te împaște închisoare. Nici în zilele noastre nu sunt lăsați în liniștea și în pacea lui Dumnezeu, sunt într-un fel și altul împroșcați, mai ales de aceste fundații, ignorând sfințenia poporului român, demnitatea poporului român, ignorând faptul că țara aceasta are principii curate, proprii, de a merge înainte. Și politic, și religios, și economic, și militar, toate. Are principii foarte sănătoase. Dar acum vedeți și frățiile voastre că așa de greu s-a strâns sistemul ăsta, încât nu mai ai ce să le mai faci. Oamenii măcar trebuie să-și salveze sufletul, să se roage pentru țara lor, să păstreze Dumnezeu o binecuvântare mare aici, să nu cumva să ni se întâmple nouă românilor, să fim izgoniți de pe acest pământ sfânt, nu i s-a întâmplat lui Adam să plece din rai. Și totuși, după ce a plecat Adam din rai, vedeți ce a făcut? A stat tot în preajma lui. Nu s-a depărtat de rai. Au plecat românii de la noi din țară când nu aveau locuri de muncă, când i-au distrus cei din Occident, toate instituțiile, uzine, fabrici, tot ce se mai putea produce. Și atunci românii au trebuit să-și caute un loc de muncă în altă parte. Dar și dacă au plecat în altă parte, tot ca Adam să facă. Să stea în preajma bisericii, cum a stat și el în preajma raiului. Că va veni Dumnezeu cu puterea Lui și o să facă din nou iar țară unitară, sfântă, românească, creștinească, mântuită. Ei, numai să nu uităm pe Dumnezeu. Deci, iubiți credincioși, postul care vine, fiecare dintre noi să facă un efort, cât poate, dar mai ales să fie la preotul duhovnic, să vină la biserică, să caute să se roage acasă și eu am nădejde că ne mântuim și sufletele și o să avem binecuvântare în familie și în țara aceasta. Amin.